Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la România în bucate, astăzi, miercuri, așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, de la Târgu Mureș. Costin, ce o să gătim astăzi? Stimați telespectatori, astăzi vă propunem o rețetă simplă, ușor de pregătit, pentru că tot suntem în post. Deși emisiunea noastră este difuzată miercurea, când nu se mănâncă pește în postul Crăciunului, se mănâncă sâmbăta și duminica. Este un post mai vesel, cum se spune, un post în care Biserica Ortodoxă permite consumul peștelui sâmbăta și duminica. Avem păstrăv la grătar în prima fază, o să-l condimentăm noi puțin înainte, apoi, după ce și-a aroma de fum, după ce și-a puțină scoarță de la grill, îl punem în folie, tot pe grătar, să se fiarbă, să se pătrundă în suc propriu. Deja salivez. Te cred că salivez pentru că am văzut ce alte ingrediente avem pe masă. În primul rând, mi-a sărit în ochi, să zic așa, sparanghelul. Da, sparanghelul. Un lămâie usturoi. Usturoi, da, trebuie puțin usturoi pentru sus. Dar avem și avocado. Guacamole. Guacamole va fi sosul, probabil. Avocado. Avocado fructul. Și guacamole e denumirea în aztec, în cașă. Da, care s-ar traduce cu... S-ar traduce cu fructul preferat al împăratului. Bijuteriile împăratului. Sau bijuteriile împăratului. Exact. Este un fruct untos. De ce a fost ales? Pentru că nu e rețeta noastră. Eu am preluat-o, o să spun și de la cine, de la un bun prieten de-al nostru, al emisiunii noastre, de la șef Doru. Este un fruct untos care merge cu smântâna pe care o avem aici, usturoi pentru aromă, nu prea mult, în sosul cu smântână, deci asta-l facem sos. Da, o smântână nu foarte grasă. Guacamole. Da, lămâile sunt pentru înnotătorul ăsta de apă de munte. Uite ce supărați. Vezi că am supărat, să uite că am urât. Azi dimineața i-am curățat, le-am dat un pic de sare, acum... Mai trebuie să le mai dăm sare pentru grătar să nu se lipească de grill. Hai să ne apucăm de treabă. Și nu, înainte să ne apucăm de treabă, te rog să-mi spui, sparanghelul... A, da. Cum se... Este un preparat pe care îl pregătim în două faze. Întâi pe grătar, simplu, sare și cu ce condimente îi mai dăm noi, avem aici pregătite, îi mai dăm în burtă. După ce, dar nu foarte mult pe grătar, ca pe mici. 3 minute pe parte, 3 minute pe parte. Păi e destul de mici. Și bere. Aveți și bere? Așa, repede, prăjit la foc iute și puternic, să-și ia aromă de fum și de grătar. Da. Și pe urmă, el nu-i făcut în profunzime, da, peștele. Pe urmă, îi băgăm două felii de lămâie înăuntru și un sparanghel și îl punem sparanghelul înăuntru? Înăuntru, în burtă. Și pe urmă îl ambalăm frumos în folie. Îmi amintesc de rețeta asta, noi am mai făcut-o acum 2 ani. De Revelion. Dacă bine îmi amintesc, de Revelion. Da, noi noaptea de Revelion, noi la făceam 12, păstrăv cu sparanghel. Așa exact. Asta e rețeta. Acum așa, dar atunci am greșit. Știi ce am făcut atunci? Am pus sparanghelul și pe grătar puțin și s-a muiat prea tare. Ți s-a muiat sparanghelul. Da, exact. Și acum o să-l băgăm, nu-l mai punem pe grătar, o să-l punem direct în folie, tot în interiorul peștelui. Răsucim folia. Și la grătar și la cuptor, bănuiesc că o să-l facem afară, da? Tot afară va fi și pe grătar și în folie, tot pe grătar. În cazul acesta, pentru că oricum nu avem foarte mult de lucru la... rețeta asta, să începem că ar trebui să începem chiar cu focul, să dăm drumul la foc. Până pregătim noi peștele pentru prima fază, focul își face treaba. Hai să-i dăm drumul la foc. Hai. E totul pregătit acolo? Tot. Cu ce aprinde grataragiu focul? Cu sacul de cărbuni. Întotdeauna. Uite, deja construcția ta începe să se dărâme. Asta e foarte bine. Înseamnă că a luat foc sacul. Hai să ne convingem că au luat lemnele foc și după aia ne întoarcem la păstrăvii noștri să-i pregătim. Să-i pregătim de festival. Am aprins focul, Costin. Bun. Hai să vedem ce facem mai departe. Mai departe, fii atent. Învață-mă, maestre. Luăm fiecare... Ba, știi că am mai făcut acum 2 ani. Luăm fiecare pește în parte. Îl
aromatizăm, îl miresmăm cu condimentul ăsta. În care? În care pus? Am pus de toate. Și un pic de chimen. Spune-le și telespectatorilor ce înseamnă de toate. Un pic de chimen, un pic de ceapă praf din aia prăjită, da, pe care așa. Un pic de curry, dar numai puțin. Așa, un pic de coriandru, piper și mi-am permis să pun și praf de usturoi. Nu usturoi, da, usturoi, păi praf de usturoi. Praf de usturoi, usturoi foarte bun, e natural. Căței o să punem în smântână. Piper, are tot ce-i trebuie, puțină boia iute. Miroase foarte bine. Condimentele clasice care se folosesc în general la pește, da, de fapt. Exact. Foarte plăcut mirosul, așa, și foarte pătrunzător. Fii atent, Bogdane, mă ajuți. Da. Eu țin peștele. Așa. Și tu pui, ca să nu ne murdărim amândoi pe mână de... Așa o să facem cu toți? Exact, repede. Bun. Așa. Trebuie să vă arăt doar. Mai mult? Mai puțin? Atacăm pe peste tot așa. Dă-i și pe deasupra. Și pe deasupra mai dăm și sare. Așa. Îi mai dăm și sare să nu se lipească de grătar. Bun, asta l-am rezolvat. Sare. Ăsta e un păstrăv curcubeu? Da, e păstrăv curcubeu, e un păstrăv gras. Nu spun că înăuntru avea mai lasă-mă mult... Lasă-mă pe mine și cu sarea, pentru că tu o să te... Bun. Deci, înăuntru avea mai multă grăsime decât mațe. Bun, ăsta okay, l-am rezolvat. Îl punem... Ce facem cu ei? Punem. Hai tot... să-i punem pe o farfurie, nu, uite. Nu, nu, nu. Tot aici, pentru că din farfurie atârnă și... Tehnică maladioja. L-am rezolvat și pe ăsta. Bun. Următorul. Întâi cu sare. Întâi cu sare? Întâi cu sare pe exterior. Deci schimbăm tactica. Schimbăm schema, da. Da. Iarăși. Da. Deci eu le-am mai dat puțină sare aseară când i-am curățat. A, perfect. Bun, l-am rezolvat și pe ăsta. Întâi cu sare, da? Next one. Întâi cu sare, da. Da. Am rezolvat toți peștucii. Gata, l-am condimentat. Peștele e condimentat. Hai să vedem ce e cu focul. Da. Am înțeles că în prima fază trebuie să-i dăm un foc rapid. Un foc rapid, o crustă, un pic de fum. Hai să pregătim grătarul atunci. Înțeles, cărbunii încă nu s-au aprins toți. Au timp. Au timp, că noi ce păzim aici? Să-i învârtim. Aici avem pregătită slăninuța. Da, pentru dezinfecție. Da, da? Ne, pentru uns, grătarul să nu se lipă. Să nu se, pentru dezinfecție avem pregătite alte soluții. O să-ți arăt, dar mai târziu. Dane, am pregătit grătarul, l-am uns cu slănină, putem să mergem să... Să dăm un pic de aromă de fum la peștișori. Exact, asta era. Hai. Uite ce frumos. Uite cum se uită la tine. Iar se uită la mine. Punem cu partea mai groasă, unde-i focul mai tare. Auzi ce frumos. Ce bine miroase. Păi asta o să meargă destul de rapid, nu o să-i lăsăm mult, nu? Nu, 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 foarte repede. Dacă-i focul tare, nu trebuie lăsat mult, lăsat mult. Numai cât să prindă un pic de crustă și pe urmă îi băgăm la folie. Uite că deja s-au copt pe o parte. Atât trebuie, puțin aromă, puțin fum. Nici nu s-au lipit. Nu. Dar nu ți-ai luat o capacioaică? Nu, nu, de data asta nu, că mă descurc fără. Ups. Nu vreau să rup. Mai bine îl desfac cu mâna, uite-l. Perfect. Așa și mai ai unul de întors. Da, ăsta. Și ăsta, întâi pe ăsta că e pe margine.
Uite, Bogdane, asta vroiam eu. Crustă cu sare și gust de fum. Ăsta chiar să rumeni bine. Hai să scoatem costin. Gata deja. Ce frumos au rumenit. Mai cu mâna, mai cu... Opa, uite, asta deja se rupe. Trebuie să fim atenți. Trebuie să arate și bine la final, nu? Sigur că da. Mie-mi place că în profunzime nu s-au făcut. Numai pe deasupra. În profunzime, și pe dedesubt. În profund, da, dacă i-am întors. În profunzime se vor face în folie. Bun. Prima fază e gata. Mergem cu ei în casă, mergem da? Mergem cu ei în casă, repede, să nu pierdem jarul. Miros de fum, miros de pește. Da. I-am rumenit. I-am prăjit un pic. Bun. Urmează să-i umplem, da? Da, dar fii atent. Punem folia și pe folie, uite, am pregătit aici o pensulică. Să ungem folia puțin, să nu se lipească. Să nu avem probleme când desfacem folia. Deci folia să fie mai lungă decât păstrăvul, ca să-i facem niște moațe la capăt. Te rog. Așa, uite, eu o să încerc să te copiez. Eu o iau pe ăsta mare. Hop. Deja. Deja am uitat. Uleiul. Tudorele, fii atent aici. Pensulăm de la stânga la dreapta, frumos. Are vreo problemă dacă o să-i dau de sus în jos? Da, vezi să nu se lipească. Gata, Bogdane, îți dau instrumentul. Predă, te rog, instrumentul. Punem peștele aici. În schimb, eu am fost așa, la mai multe ore de pictură decât tine. Bineînțeles. Se poate vedea în exemplul următor. Sunt convins. Tu ai terminat Academia de Arte și o Academia de Muzică. Așa și tăiem și câte o felie de lămâie. Nici groasă, nici subțire. Și o băgăm în peștiuc. Deci, așa, fii atent, ai văzut? Peștele pe folie, da? Da. Pe urmă luăm și un spargel, cum zic nemții. Un sparanghel. Două felii de lămâie. Și încercăm să-l băgăm și pe ăsta. Poate n-ar fi fost o idee rea dacă am fi tăiat înainte lămâile. A, auzi, eu am tăiat direct pe folie. Așa, fii atent. Mi-a rămas capul de sparanghel afară, dar asta este. Sau, fii atent, îl tai. Și îl bag și pe ăsta înăuntru aici. Gata, am rezolvat-o, fii atent. Puțină imaginație. Și acum adun folia frumos. Forma peștelui îți arată exact cum să faci. Aici o răsucim, în sensul în care am înfășurat. Aici răsucim. Și ca să nu ne rămână capete multe de folie, rupem capetele. Și ăsta este primul pește pregătit de grătar. Așa, dă-mi te rog farfuria aia, uite, n-am mai adus un bol aici. Uno! Și tot așa cu următoarele. Due! Este! Uleiul de măsline, hai că ne mișcăm repede, la două mâini. Cum e cu pianul la două mâini? Că tu știi că tu ai terminat conservatorul, ia zi. Nu știu, eu știu doar cum e cu o mână la două piane. O mână la două piane? Parcă am mai auzit undeva povestea asta cu două piane, o singură mână. Nu două mâini, o singură mână. Uite, la următorii pești eu o să-mi tai lămâile înainte, pentru că da, risc să găuresc, să tai folia. Să
Iarăși îmi rămâne capătul afară. E o adevărată operă de artă ce facem noi aici. A, bineînțeles, vezi? Bineînțeles. Pensonul, cuțitul. Mișcările. Pictură, sculptură. Da, mă, da. Ai uitat mirosul și gustul. Din păcate, telespectatorii nu vor putea să se bucure. Își imaginează. Gata, Bogdan. Mai am și eu un pic. Hai, te miști bine, te miști bine. Și acum iar îl scoatem pe Tudorel afară. Îl scoatem pentru că le punem pe jar. Și acum am căzut de acord. Ne-a tot auzit povestind de Tudorel. Tudorel este cameramanul nostru, un mare pofticios, că altfel nici nu venea să filmeze la emisiunea asta. Hai, Bogdane, să mergem. Hai să-i ducem la jar. Gata, îi aruncăm în jar. Ține tu, te rog, peștii, să mă ocup eu de grătar. Da, păi scoți grătarul de tot atunci. De tot, de tot. Sigur. Ops, l-am scos. Stai să aranjez puțin jarul. E suficient? Mai trebuie încins un pic, lasă, păi imediat îl reactivez. Bun. Hai cu peștii! Hai cu peștii! Te las pe tine, te rog. Așa. Deja sfârâi, auzi, da? Așa. 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 Deci, e exact ca noaptea de Revelion. Nu e așa de frig, dar noi am mai avut atunci noaptea de Revelion ceva pregătit. Antigel? Antigel și mi-am amintit de cuptorul tău că acum vreo două săptămâni aveai ascuns în cuptor un tulburel atunci. Îți amintești când am făcut frigăruile? Te rog să văd cu ce mă... Crezi că acum n-am nimic? Ia uite-te, Bogdan. Sunt convins că ăsta e locul tău, ăsta e ascunzișul tău. Ce frumos tăia aici și ne așteaptă pe noi. Ăsta e ascunzișul tău. Păi e destul de frig să știi, e rece. E rece, e rece, chiar dacă ce ai aici? De mere. De mere. O pălincă de mere. O pălincă de mere. Merge. Merge. Mere. Cum să nu? Mere. O pălincă de mere. 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 Auzi, la peștele ăsta mere. Mere și un vin alb și sănătate. Sănătate. Au venit și ajutoarele noastre. A venit motanul, da, când a simțit mirosul de pește. Deși azi l-am omenit. Când am curățat peștii. Sunt convins. Așa sunt de curios ce avem și noi aici. Încă nu umblăm la el. Nu? Nu. Ne apucăm de sos? Da, îl înnăbușim un pic. Aoleu, și nu o să-i mai simțim mirosul, nu o să-l mai bine, vedem. Că așa mă enervează mirosul ăsta, mi-o da. Poftă. Păi să ne apucăm atunci de... Te rog frumos, curăță tu avocado. Da. Ai acolo o sculă. Așa. Exact. Pe amândouă, te rog. Și pe urmă le scoți sâmburoiul la mare, că e mai mult sâmbure decât fruct. Da. Așa. Eu mă apuc, și tu ce faci? Eu mă apuc de usturoi. Uite, am aici de curățat trei căței, să zic eu așa, la câtă smântână avem acolo, 3-4 căței. O să le blenduim? Le blenduim cu pătrunjelul ăsta verde. Punem smântâna, mai fără zăr, așa.
urmă îi dăm cu blenderul, dar să avem grijă să nu stropim tot în jur. Dă-i tu cu blenderul, că ție ți-a plăcut. Ții minte că mi-a plăcut, da? Da. Bogdane, sosul e gata? Tu l-ai gustat? L-am gustat un pic, trebuie să recunosc. Hai să... Ne facem curaj și desfacem peștii? Să vedem ce-o fi acolo. Alege tu primul. Să iau pe ce mai... Așa, uite, iau pe ăsta mai murdar și mai urât, să vedem ce-o fi înăuntru lui. Mamă, ce frige! Arată deja, curge sucul ăla propriu. Cu ce îi punem în farfurie, Costel? Da, eu direct în farfurie îl fac, fii atent. Da? Este o schemă. N-am știut-o. Schema asta n-am cunoscut-o. Decupez stadionul din jurul lui, îl întorci. Și el rămâne în farfurie. Cealaltă parte de staniol o aduni. Stimați telespectatori, aceasta a fost rețeta pe care v-am prezentat-o astăzi. Păstrăv la grătar, apoi în folie, cu sos de smântână, cu avocado, pătrunjel și usturoi. Dragi telespectatori, poftă mare, vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!